CS Hunedoara își continuă parcursul excelent în seria A9 din Liga A3 de fotbal, rămânând lider detașat cu 5 puncte înaintea celei de-a doua clasate, Metalurgistul Cugir. Într-un meci contând pentru etapa 11-a, hunedorenii, jucând acasă, au depășit doar cu 3-2 pe Arieșul Turda. Deși clujenii sunt doar pe locul al 8-lea, aceștia au reușit o deschidere de scor rapidă prin Palioacă, dar totul s-a dovedit a fi un simplu foc de paie. Până la pauză, corviniștii au marcat de 3 ori, prin Simon și Mogoș în 2 rânduri, iar oaspeții au redus din handicap spre finalul meciului dintr-un penalti ușor acordat și transformat de Dan, dar hunedorenii au avut jocul în control. Florin Maxim, antrenorul hunedorenilor, care a atins performanța de a nu pierde niciun meci în Liga a 3-a de 2 ani, a fost mulțumit de rezultat și chiar și de jocul elevilor săi în general și a considerat că echipa din Turda ar trebui să fie ceva mai sus clasată. Dacă ne uităm pe linia lor de clasament, chiar vă invit să vă uitați, au meciurile pierdute 1-0, 3-2, 3-2 cu noi în tur, 3-2 la Cugir, 2-1. Da. Sunt o echipă atletică, mie chiar mi-au plăcut. I-am văzut în 2 meciuri o echipă arțăgoasă cu talie, îți pun probleme la faze fixe. Am discutat toată săptămâna, ne-au dat gol în minutul 2 din fază fixă. După aspectul jocului, nu cred că se punea problema învingătoarei. La 3-1 le-am făcut și acel cadou cu un penalti, cum ne place nouă să trăim meciurile cu intensitate, dar pe ansamblu am fost mulțumit. Și terenul, puțin greoi, săptămâna trecută am făcut antrenamente pe terenul 2 și asta ne-a îngreunat puțin procesul de pregătire, dar una peste alta sunt fericit. Etapa viitoare, CS Hunedoara va juca în deplasare pe terenul penultimei clasate, Sănătatea Cluj, iar calculele hârtiei îi indică drept mari favoriți pe cei din trupa de pe malurile Cernei. Jocul dintre Sănătatea Cluj și CS Hunedoara se va disputa vineri 12 noiembrie de la ora 14, fără spectatori, din cauza condițiilor pandemice, dar va putea fi urmărit în direct pe pagina de Facebook FC Corvinul Hunedoara, precum și pe cea a primăriei municipiului de pe malurile Cernei.